Ileana Sterp și soțul ei au trecut prin clipe de panică după vacanța din Amsterdam. Ce a pățit sora lui Culiță? Doamne, cu ce ajungem acasă? Ileana Sterp și soțul ei au trecut prin clipe de panică după vacanța din Amsterdam. Ileana Sterp și-a dorit să se bucure de timpul petrecut împreună cu soțul ei în Olanda, mai precis la Amsterdam. Din păcate însă, după ce au suportat frigul de acolo, fiindcă au plecat fără geci groase, cei doi au avut parte de peripeții neplăcute și la întoarcerea în țară. Sora lui Culiță Sterp este extrem de activă pe rețelele de socializare, așa că a ținut să le povestească urmăritorilor ei de pe YouTube ce s-a întâmplat, de fapt, când au aterizat în România. Ileana Sterp și soțul ei au trecut prin clipe de panică, după vacanța din Amsterdam. Ileana Sterp este însărcinată în 6 luni și urmează să devină mamă pentru a doua oară. Primele luni de sarcină au fost unele destul de dificile, dar acum a decis să profite de faptul că s-au rărit stările de rău ca să petreacă mai mult timp doar cu soțul ei. Daniela Loman a fost foarte ocupat în ultima vreme cu munca, așa că acum au plecat să se distreze puțin la Amsterdam, în timp ce el a profitat de moment ca să verifice și niște lucrări pe care le va face curând aici, el fiind bulgher. Din păcate pentru sora lui Culiță Sterp și soțul ei, Daniela Loman, revenirea în România a fost una plină de evenimente neplăcute. Nu uitați să vă abonați la canal! Vă mulțumim pentru vizionare! A avut zborul întârziere vreo jumătate de oră, asta nu a fost deranjat deloc. Când se aterizăm la Cluj, stewardesele ne-au anunțat că nu se poate ateriza și că vom sta vreo 30 de minute în aer să vedem dacă putem ateriza. Deja mă gândeam cu ce vom ajunge acasă, ce vom face. Ne așteptam cu toții să aterizăm într-un aeroport cel mai apropiat, dar probabil condițiile meteo nu erau favorabile în niciun aeroport din România. Așa că am aterizat în Budapesta. Deja începeam să mă gândesc, Doamne, cu ce ajungem acasă? Nimeni nu ne-a informat, asta era destul de deranjant. Ne-au informat că speră că ne-am simțit bine să zburăm cu ei, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu zic că aici a fost vina pilotului, așa a fost să fie, nu e vina nimănui. De acolo ne-au anunțat că o să ajungem acasă cu autocarul, eu care mă feresc de stat foarte mult în mașină, pentru că femeile care sunt însărcinate știu că nu e foarte comod. Ia uite cum am așteptat vreo 2 ore în aeroport, căutasem și alte variante, dar tot autocarul era cea mai rapidă variantă. 3 autocare au venit, pentru că am fost multe persoane în aeroport. Am ajuns în Cluj la aproape 10 dimineața, rupți de oboseală. Dani a dormit pe autocar neîntors, eu n-am putut, mă luase frigul la un moment dat. N-am nimic împotriva autocarelor și nu sunt vreo figurantă. La sfârșit și eu și Dani am mulțumit lui Dumnezeu că am ajuns acasă sănătoși și bine. Nimic nu mai conta, a spus Ileana Sterp.